Într-adevăr, tot mai multe doamne suferă de varice și, pe lângă faptul că sunt inestetice, aceste varice netratate la timp pot duce la complicații grave. Specialiștii au însă acum un tratament modern. Atenție! Fără bisturiu, nu presupune durere și se face într-un timp foarte scurt. Haideți să vedem despre ce este vorba. După ce multă vreme chirurgia clasică a fost singura care putea să rezolve problema varicelor, tehnologiile mini-invazive câștigă tot mai mult teren. Dacă ne referim la o situație în care avem reflux ostial și incompetența venei safene mari, cauza cea mai frecventă, atunci avem tratamente moderne, endovenoase, care presupun o recuperare rapidă, care presupun dureri postoperatorii minime. Studiile au arătat că cea mai bună metodă de a scăpa de varice este radiofrecvența. Procedeul constă în introducerea unui cateter prin venă, care va elibera treptat energie în zona afectată. Asta presupune doar o puncție la nivelul venei. Totul se desfășoară sub ghidaj ecografic, vedem totul pe ecran. Poziționarea acestui cateter, efectuarea unei anestezii tumescente și închiderea venei. Nu există nicio, practic, o incizie, nu trebuie smulsă vena, nu trebuie extrasă, ea rămâne pe loc, se denaturează proteinele de la nivelul peretelui venos, iar organismul vine și va topi, practic, va liza această venă. Altfel spus, radiofrecvența nu scoate vasul bolnav, așa cum se întâmplă în chirurgia clasică, ci îl elimină din circuitul sangvin. Asta face ca vasul să devină nefuncțional și să dispară fără să lase urme. Spre exemplu, la microunde când punem un ou, exact acest aspect se întâmplă. Organismul nu mai recunoaște ca o proteină proprie și va urma liza lor. Practic este o închidere fibrotică și prin denaturarea acestor proteine de la nivelul venului. Orice proteină supusă unui anumit proces fizico-chimic și termic, ea se contractă, se produce o denaturare și o contracție. Nu există incizie, pacientul nu simte durere și poate pleca acasă după 2 ore de la intervenție, nu înainte de a primi sfaturi utile de la specialiști. Pacientul trebuie sfătuit să facă mișcare, să aibă o dietă sănătoasă, bogată în fibre alimentare, să bea multe lichide. Uneori, în funcție de riscul de progresie a bolii venoase, noi recomandăm și purtatul unui ciorap, luatul unor medicamente venotonice și aplicarea unor creme cu venotonic chiar este foarte important și, bineînțeles, aceste controle periodice, o dată de 2 ori pe an, în funcție de risc. Și pentru că este mult mai ușor să prevenim apariția unei afecțiuni decât să o tratăm, haideți să aflăm de ce apar varicele. O cauză foarte importantă este moștenirea genetică. Se pare că este o boală cu transmitere autosomal dominantă. Însă un rol important în apariția varicelor o au sedentarismul, obezitatea și stilul de viață. Avem sarcini, avem sedentarism. Și anume, dacă noi stăm, uitați cum stăm așa pe scaun, se produce o creștere a presiunii venoase, sângele stagnează. Netratate la timp, varicele pot provoca boli grave. O boală care determină niște modificări cutanate, uneori irreversibile, până la apariția ulcerului. Lipodermatoscleroza, o inflamație a tegumentului și o modificare a structurii tegumentului la nivelul gambelor, determinată de această presiune, creșterea presiunii în sistemul venos superficial sau profund, duce la aceste modificări irreversibile. Stadiul final este cel al ulcerului venos, care de foarte multe ori se suprainfectează, iar tratamentul, costul închiderea acestui ulcer este extrem de mare. Și nu în ultimul rând, purtatul tocurilor nu ar mai trebui să fie o amintire dacă aveți varice. Studiile au arătat că este recomandat chiar să purtați un toc de 5 cm.